Muncă. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Exodul 20:9. Munca și odihna formează un binom binecuvântat. Fiecare dintre cele două își are timpul ei și rostul ei. 6 zile pe săptămână au fost stabilite pentru activitate productivă, iar a 7-a zi a fost dedicată odihnei. Pentru a nu fi lăsat la bunul plac al fiecăruia, acest program de muncă și odihnă a fost stipulat în mod solemn în cele 10 principii fundamentale care guvernează viața de zi cu zi. Munca îndeplinește un rol complex în viața noastră. Punând în mișcare întreaga ființă, munca se dovedește un factor de sănătate și vigoare, prin care fizicul și psihicul își mențin starea de bine și de funcționare în bune condiții. Prin rezultatul ei, prin produsul obținut, munca întreține satisfacția de a fi utili și competenți, iar prin valoarea materială creată, viața noastră devine sigură și prosperă. Munca este cea care ne asigură o existență demnă și decentă. Munca de calitate este corolarul indispensabil al odihnei. Oboseala care se acumulează în timpul perioadei active zilnice ne asigură un somn necesar și odihnitor. Acest somn este de asemenea un factor de sănătate și bunăstare. Solomon spunea că somnul omului care muncește este dulce și binecuvântat. Lenevia tinde să devină o sursă de necazuri și limitări, așa că munca ne ferește în același timp de situații nefaste. De asemenea, munca se dovedește o școală permanentă, plină de lecții pentru minte, inimă și corp. Nu în ultimul rând, munca este un bun prilej de socializare și învățare a colaborării. Binecuvântată fie porunca prin care se reglementează munca și odihna noastră. Câtă satisfacție și bucurie îmi aduce activitatea mea de zi cu zi? Cum mi-aș putea spori înțelegerea și practica legată de muncă?